Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. Se apropie de final povestea unei afaceri puturoase, la figurat și la propriu. Este vorba despre foarte controversata groapă de gunoi făcută chiar în vârful unui munte din Bucovina, lângă Pasul Mestecăniș, lângă Pojorâta, un loc supranumit de altfel poarta de intrare către ținutul mănăstirilor din Bucovina. Uite, de aia nu-mi place mie să mă urc pe munți. Muncești atât, ajungi sus și uite peste ce dai. Nu poți să ai decât surprize de acest gen în România. Altceva e dacă urci, nu știu, pe Mont Blanc, pe alea, mai citiși. Bun, revenind la lucruri serioase. Am vorbit de multe ori de-a lungul anilor despre inițiativa asta suprarealistă a Consiliului Județean Suceava, condus de o viață de baronul PNL Gheorghe Flutur, fost PD. Era cel care scria Bucovina cu oi. Opcinele Bucovinei, când venea președintele Băsescu în vizită. Ceva, deci, cred că Ceaușescu s-a răsucea de invidie mormânt. Da, nu s-a gândit nimeni de asta cu oile. Adevărul e că oaia are capacitatea asta de a sta nemișcată cu orele. Știi tu? Am urmărit eu odată niște oi pe un deal, părea ceva ireal, adică zicei că sunt împăiate. Poate dormea. Nu tot. Așa stau ele. Bun, revenind, povestea asta a început în urmă cu aproape 15 ani și a stârnit încă de la început proteste și împotrivirea îndârjită a locuitorilor zonei și pe bună dreptate. De altfel, locuitorii din Pojorâta, care are statut legal de stațiune turistică, au observat pe bună dreptate că nu se prea poate face turism lângă groapa de gunoi și că de altfel e totalmente stupid să faci o groapă de gunoi chiar în mijlocul unora dintre cele mai frumoase și pitorești peisaje din România, pe opcinele Bucovinei. Și cine n-a fost acolo, n-a trăit decât pe jumătate. Și dacă puteți să ajungeți în Bucovina măcar o dată în viață, faceți-o. Este un loc foarte, foarte frumos și oamenii sunt minunați. Și apropo, la Pasul Mestecăniș ar fi trebuit să fie depozitat gunoiul din aproape tot județul Suceava. Deci, investiție serioasă. Și iată ce spuneam la rubrica noastră, Republica Fantastică România, în urmă cu aproape 5 ani, în noiembrie 2016, despre această reinterpretare pe bani publici și europene a sintagmei cu gunoiul băgat sub preș. Pasul Mestecăniș este o trecătoare care se află situată în nordul Carpaților Orientali, în sud-estul opcinei Mestecăniș, la o altitudine de 1096 de metri, între aceasta și munții Jumalău. Aproape de vârful trecătorii, la doar o curbă distanță de vârful acesteia, se construiește un depozit de deșeuri la altitudinea de 1086 de metri, pe o suprafață de 4,4 hectare. Pasul Mestecăniș, descris drept unul dintre cele mai pitorești din România, este poarta de intrare către ținutul mănăstirilor. Acum poarta de intrare va fi o groapă de gunoi. Mulțumim administrației locale din județ. Și asta e, nu va mai fi unul dintre cele mai frumoase locuri din România, dar te vei putea duce acolo să simți aerul tare și acru al înălțimilor. Te inviți iubita la munte. Hai, da, dragă, să te scot la munte. Să te duc la, într-un loc ecologic, la groapa de gunoi. Vezi puieții de tisă? Nu văd groapa de gunoi. Da, dar se văd și niște puieți de tisă de jur împrejur ca să reducă impactul vizual. Dragă, ce frumoasă-i poarte de intrare către ținutul mănăstirilor din Bucovina, nu? Doamne, Bucovina, cu opcinele dulci, ce frumusețe e acolo și ce gunoi am pus în vârful muntelui. Da, povestea asta este încă o dată din noiembrie 2016. Povestea cu puieții de tisă asta ce e? Este că, observând atunci împotrivirea localnicilor față de aberația gropii de gunoi din vârful muntelui, autoritățile locale promiseseră că o să planteze niște copaci de jur împrejur, tisă, ca să nu se mai vadă gunoaiele. Deci dacă vă deranjează gunoi aici, nu o să-l mai vedeți. Adică simțeai, da, dar nu știai de unde vine. Da. De ceea ce miroase? A gunoi în pădure de tisă, practic. Ca să facem o parafrază de la un bag mai vechi, pe care sper că nu toată lumea știe totuși. Bun, unde suntem acum cu această poveste? Groapa de gunoi n-a putut fi folosită până acum, datorită opoziției localnicilor și a proceselor deschise de aceștia împotriva administrației județene. În consecință, Comisia Europeană va putea cere acum bani înapoi de la Consiliul Județean Suceava, pentru că proiectul a fost cofinanțat din fonduri europene, scrie Radio Europa Liberă. E vorba de aproximativ 7 milioane de euro, bani frumoși, pe care Gheorghe Flutur ar fi putut să-i cheltuiască mai inteligent în interesul sucevenilor, zicem și noi. Și din păcate e vorba de chiar mai mulți bani publici irosiți în această poveste. De pildă, Consiliul Județean al liberalului Flutur a angajat pentru reprezentare în instanță casa de avocatură a colegului său de partid, liberalul Valeriu Stoica, care a încasat într-unul dintre procese. Valeriu Stoica. Da, are o casă de avocatură scumpă și mare și importantă.
375.000 de lei pentru un proces, probabil pentru domnul Stoica Mărunțiș. Da. Întrebat de ce n-a folosit cei 18 juriști pe care i-a angajați. Consiliul Județean a răspuns că aceștia se ocupă de alte procese. Ăsta e un proces foarte mare, important, și de-aia îl luăm pe colegul nostru de partid, domnul Stoica. Bun, noi vom continua să urmărim această tristă și costisitoare poveste. Asta, dacă nu, care cumva o să ieșim la pensie înainte să se termine cu adevărat. Pentru că, uite, trenează, cum spuneam, de aproape 15 ani. Păi și e incredibil, dacă stai să gândești, cât de mulți ani din viață îți mănâncă unele abuzuri în țara asta. 2-3 abuzuri de genul ăsta și trece viața. Pentru locuitorii din Pojorâta, vă imaginați, de 15 ani se luptă să nu se deschide groapa de gunoi în curtea lor. Practic, ăsta e scopul lor în viață. Da. Și probabil, mă gândesc că la Pojorâta, părinții le spun acum copiilor, în Bucovina, opoziția față de groapa de gunoi nu este a noastră, ci a voastră și nici a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.